afecțiune, cu sinceritate și cu bune intenții de a fi împreună în continuare. În primul rând, cum să zic, prietenii se cunosc și la bine și la rău. Ăsta este, consider, un principiu de bază. Și am avut ocazie, într-adevăr, să am acești prieteni. Dar au mai fost și dezamăgiri. Că e ușor să-ți faci prieteni, dar e greu să ți-i păstrezi. Am avut și încă am, chiar de 60 și chiar 70 de ani. Am o prietenă care are 96 de ani. E un sentiment bun. E, cum să zic, ca o aerisire. Noi n-am reușit să ne cunoaștem cu toții foarte bine sau să legăm așa prietenii strânse. Dar totuși, în general, sunt persoane plăcute și ne face bine când ne întâlnim, știți?